Bună seara! Da, bună seara, bună seara tuturor. Bine v-am găsit la o nouă lecție de șah. Chiar suntem un pic mai repede, mai german decât german. Am putea să spunem, În mod cu sper. totul și cu tot excepțional. Da, să nu. Da. Să începem deja sau să mai așteptăm un minut? Bună seara, stați întâi să vedem și ce spune, dacă are cineva. Dumitru Matei, Așa, bună Dumitru seara, Matei, Matei! cel mai rapid, el cred că e. Stă acolo, acolo mănâncă, acolo doarme, acolo stă. Da? Glumesc. Și O fină el în cameră. așteaptă săptămână întreagă. Așteaptă să meargă la finală și să vadă cum se descurcă la finală. Multă baftă, Un de Matei. favorit. Tuturor de aici trebuie să vă facem de la început un anunț pe care o să-l facem și mai încolo. Și anume, săptămâna viitoare va fi finala. Finala de juniori a României pe diferite categorii de vârstă, începând de la cât 8, Pe 10, categorii de 12, câte 2 ani, 14, da. 8, 10, 12 până la 18 Până la sau chiar 20, 20. da. Chiar Și 20, da. așa că voi fi și eu la Costin, bună seara, voi fi și eu la campionatele naționale, ca antrenor. Vor fi foarte mulți copii acolo, deci ne-am gândit ca pentru săptămâna viitoare să nu ținem acest. Bine, oricum nu aveam cum să țin, eventual putea să țină Mihaela, dar fiind foarte mulți la finală, Da, mă cel mai gândesc că, bine. da, cel mai bine ar fi să amânăm pentru săptămâna când mă voi întoarce și eu. Deci săptămâna viitoare, vineri, nu vom ține lecție. Și când o să facem peste 2 săptămâni, să avem Peste două exemple săptămâni, proaspete de la, da? proaspete de la finală. Da, chiar, poate voi strânge niște exemple din lecțiile pe care le-am avut până acum, adică rapiditate în dezvoltare, centru, structură, cald, spade, etc., din partidele juniorilor jucate la finală, să vedem și lucruri bune și lucruri rele. Voi încerca, bună seara, Bună seara, Paul. așa, voi încerca să caut, deci și lucruri bune, v-am spus, și lucruri mai puțin bune în care unii nu se descurcă și să vedeți și voi exemple pe viu, jucătorii cunoscuți pe viu, reale. Așa, cu jucătorii cunoscuți, nu jucați de acum, de pe vremea lui Botvinnik sau nu mai știu cum. Deci, voi da acum pe... Bună, Andrei. Bună seara. Bună seara, Andrei. Voi da pe diagrama de data trecută, ca să o rezolvăm repede, deoarece avem mai multe partide astăzi. Astăzi vom avea în felul următor. Diagrama de data trecută care a fost foarte simplă, una pentru acum care este mai grea. Și Raluca, bună seara, Raluca. Bună, Luca. Vom avea o diagramă mai grea și o diagramă mai grea. La un moment dat am greșit și am pus eu un cal greșit în diagramă mai grea și aici o diagramă incredibil de grea pe care puteți să o rezolvați după aceea acasă. Aceea este dată pentru cei foarte avansați. A fost doar o greșeală de-a mea de mână și pe urmă am văzut că uluitor era o chestie extraordinar de interesantă. Aproape Foarte ziceai că-i grea studiu. dacă nu e făcută cu calculator, nu? Nici nu le dai Nu, ideea este că dacă vreți să crească forța de calcul, trebuie George, bună să seara, George. lucrați cât mai multe combinații și nu are sens să folosiți În general, calculatorul e și bine să atunci folosiți cap. tot exercițiul nu are niciun rost dacă dați numai la calculator. Oricum, e bine să ne dai. Cred că toată lumea știe despre calculator acum. Da. Bun, cred că putem să începem, Să nu? mut pe aceasta care este foarte ușoară, a fost de data trecută, foarte mulți au făcut-o. Ideea este să combina. Voiam să te las pe tine ca să spui care este ideea acestei combinații. Tu știi, ești mai specialist în denumiri și... Da, 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 sunt da. specialistă în denumiri. Da. Cam cum ar trebui să fie? Păi sunt Autoblocare mai sau cum? multe motive. Mai întâi slăbiciunea liniei întâia, Da. da? Apoi Era negru la mutare. Apoi e un ce? fel de mate tufe, nu? M-ați O sufocat. autoblocare, nu? Cred Da, că o rezolvăm provocare a unei blocări, da. și anume dam în F1, Nebunghe unul nebun forțat. G1 și acum, dacă nebunul de aici ar lipsi, ar fi mat. Ar fi fost mat și cu mutare înainte. Ar fi... Aproximativ. Nu chiar, că era Maturi nebunul G1. aproximative nu sunt. Nu există, da. Deci, la copii mai sunt maturi Nu. aproximative, da. Aș... Și frumusețea acestui mat este că se dă cu un nebun, de fapt, nu? Se Se... sacrifică dama pentru eliminarea ultimului apărător al diagonalei albe. Dama F3, nebunia F3, nebunia F3 mat, regele este blocat în colț și este mat, bănuiesc, destul de simplu pentru niște jucători buni ca voi, în general. Nu, că nu sunt așa de începători. Nu. Da, am Jucătorii sunt chiar observat. destul de buni și jucători de finale, care au...
șanse. Deci îi spunem așa, le zicem Iar noi. știu chiar o fată care urmărește acum online și care a câștigat recent loc întâi la fete într-un și concurs. Și peste 2000 euro. Și are și peste 2000 euro, da. Da. Trecem mai departe, deci aceasta a fost rezolvarea. Și acum pentru ce... Acum ce avem pentru astăzi, deci diagrama reală, să spunem, adică cea... Ia stai să văd, sper că totul se vede bine. Deci asta se aude este bine. Cea cu calul greșit? Nu, aceasta este cea cu calul corect. Deci aceasta este reală. Am scris real. Real. Deci uitați-vă la această diagramă. Aceasta ar fi ca o încercare să o rezolvați acum, dacă puteți. O să vă mai arăt dacă este. Uitați-vă bine la ea. Se află și în spate, doar că în spate mai... Trebuie să spui cine e la mutare, primul rând, da? Ce m-aș face fără tine, ai dreptate, întrucât albul amenință să facă damă. Dacă ar fi fost albul la mutare, cred că ar fi fost foarte simplu de rezolvat, nu? Posibil, da. Așa, doar este negru la mutare. Negru are și el niște aturi, dar are și un mic minus, și anume că pionul ăsta se transformă în damă. Ceea ce pare un minus. Mic, mic, dar e minus. Mm-hmm. Așa. Mic, dar voinic. Deci aceasta este poziția cu negru la mutare. Dacă cineva are o idee... Are destul de simplă. Da, dacă cineva are o idee... Îi acord 2 secunde și jumătate să o spună, să o scrie și să o analizeze toată. E suficient? Au trecut deja. Au trecut? Să verific. Cosmin. Atenție. Atenție că pionul din H5 controlează câmpul G6. Costine. Așa. Deci Raluca, Dumitru Matei. Uite, Raluca ce repede scrie, a scris tot drumul. Dumitru Matei a scris prima mutare. Ca băieții, știi cum e. Spun prima mutare și se așteaptă în rest, dar cred că a văzut despre ce este vorba. Deci asta ar fi prima, o să vă mai las, deși sunt jucători care au răspuns deja corect. Da. Și trecem la diagrama greșită de mine. Suntem pe 2 de mix, da? Deci se vede tabla bine. Da. Sper că se vede. Cred că altfel nu ar fi văzut-o ei. Cred că nu suntem pe 2 de mixt, că dacă ne vedeam amândoi. Știu. Pe 2 de mixt ne vedeam mai noi. Ok. Oana Caterinel a răspuns. A răspuns. Prima mutare doar. Nu spun. Da. Da. Deci înseamnă că e un băiat în spate. Conform teoriei mele. Bun. Andrei, Cristi... Doar că negru ultima, deci Cristi, da, nu mai apucă să facă damă, Cristi, așa, și acum, deci foarte mulți au văzut direct, ce rapid sunt, cine zicea că nu sunt bun? Și să vă arăt, i-ai lăudat mai devreme. Da, eu i-am lăudat, da. Și acum trecem la următoarea, această mică greșeală, am pus calul din greșeală pe 8, și după care aceasta este mult mai... complicată. Negrul este la mutare din nou. Aceasta puteți să vă luați, nu știu, ca temă pentru acasă. Deci, practic, diferența între diagrama dinainte, acolo era calul în F8 și aici calul este în E8. Am pus din greșeală. Na, nu vezi tot timpul, știi cum e, având ochelari, câmpul negru mi se pare alb și câmpul alb mi se pare negru. Deci se mai întâmplă. Și trebuie să le dai indicii dacă e niciun indiciu, câștig, niciun indiciu, de... niciun indiciu. Nu știu, pur și simplu negru este la mutare, este într-o partidă. Eu au ajuns în această poziție într-o partidă, nu le dau de obicei indicii. Pentru că dacă le spui mută și câștigă cu tare imediat, adică își dau seama dacă la partidă cineva le-a șușoti la ureche. Ai ție, un atac dublu. Ai un atac dublu, ai un atac de mat, sigur câștigi acum așa în atac, ar găsi. Da. Nu, pur și simplu e la partidă, aici situația este așa, corect. Stai că am avut o emoție, că merge calce 7, dar nu merge, că scapă pionul H. Deci nu merge calce 7. Așa, dacă cineva are vreo idee, aici chiar că nu... Deci la prima ați răspuns foarte mulți. Așa, da, sunt de acord cu Cristi aici, care a spus la ops și eu am zis la fel. Deci este mult mai dificilă și aceasta vă rămâne, deci țineți minte prima... cu calul în F8 și apoi, ca să vă distrați, mutați calul în E8 și o să aveți un exemplu mult mai greu. Ce fac greșelile, cum strică zilele oamenilor. Ok, să trecem mai departe la exemple din partide. Era vorba despre centru. O să arăt la sfârșit niște partide jucate chiar de
jucători foarte buni juniori români, cred că mulți îi știu de aici, e vorba și de Costache Mihnea. Când am făcut cu ei antrenamente, era un centru de excelență al Federației Române de Șac și am făcut cu ei antrenamente și am pus să joace poziția asta, pe, nu poziția asta, poziția de centru, pe, cu centru mobil E și D. Să trec mai departe decât să vorbesc teoretic, da, nu? Da, exact. Asta vrei să spui. Ok, am trecut. Da. Așa. Și o să vedeți partide... Deci ne facem la exemple despre centru, nu? Despre centru. Deci cum încearcă împotriva centrului, deci aceasta încearcă negru deci să se așeze. Deci pentru negru, așa cum ai promis și la centru. Vor fi și două reușite. Nu, deci acesta este o singură încercare a negrului care nu a reușit foarte mult, după care o să vedeți... nu, deci negru practic, trebuie să înțelegeți că în momentul în care se pierde centru, ai șanse mici dacă adversarul știe să joace. Deci nu poți să arăți, să spui, da, dar uite, poți să joci foarte bine și să stai foarte bine jucând asta. Nu, atunci ar însemna că centrul de fapt nu are putere. Da. Și că dacă știi cum să joci împotriva lui, nu contează. Problema e că are putere. Deci acesta este iarăși, cum vă spuneam, siciliana de obicei, există riscul siciliana să pierzi centrul. Cred că toată lumea o să înceapă să joace siciliana cu C3, nu? Nu știu, depinde. Asta e o idee de a juca... Sau măcar toți juniorii de la finală. Da, da. Mai sunt care vor să atace, să facă rucada mare, rucada mică și să împingă pioni, să deschidă coloane. Uh-huh. Oricum, după ce vom trece de capitolul despre centru, ne vom ocupa de coloane, avamposturi și tot așa. Mă rog, chiar și poziții de gen deschidere, coloane, chiar deschideri, cu atac, rocadă mare, rocadă mică. Rocadă, până aici tot a fost ok. Poziția s-a jucat calce 6, vă spuneam că la o damă, la un A6 nu există pericolul calce 6, cal B4 nu mai există. Pentru că nu există B6, nebun A6. În parte s-a jucat calce 6, acum damă E2 ar fi urmat cal B4, țineți minte, nebun B1, B6 cu ideea nebun A6. Aceasta trebuie să țineți minte. A3, albul. Nebun de 7. Deja albul se gândește, se pregătească să împingă E5. Doar nu face din prima, întâi își pune dama N2. Deja în momentul ăsta, cum spuneam, când negru nu are retragerea cal de 7, albul amenință E5 cu atac distrugător. Uh-huh. Da. Când negru are mutarea cal de 7 la E5, este bine cu albul să nu vă grăbiți foarte tare, ci să puneți turnul, scoatem nebunul, punem turnul pe D1, împingem E5 după aceea. Sau nebunul B1. Întâi ne terminăm. Am vorbit repede? Ce întrebare retorică, nu? Păi așteptam de la tine să-mi spui. Ca de obicei. Ca de obicei înseamnă că am vorbit echilibrat. Bun. O, da. Deci, ideea era că negru are posibilitatea de a retrage calul în D7 după E5. Este bine înainte să ne așezăm cu turne 1, poți să dezvoltăm nebunul. Poți să pui nebunul de 7 cu roșu pentru amenințarea cu verde cu E5, ca să înțeleagă. Așa. Toată lumea, da? Hai să vedem dacă avem vreo putem comentarii. Să amestecăm și culorile? Bun. Nu avem. Avem o încercare de rezolvare. Da. Cam o să mai verific, dar pare că... Nu cred că merge. Credeam că nu le răspunzi acum. Încercam să mă gândesc pe unde vine ruta aia de cal și parcă nu venea bine. Nu venea bine. Că trebuie verificat și celălalt pion care se poate transforma în damă. Da, cel de pe H, nu? Da. Wow. Ok, să revenim aici. Deci nebunul pe D7 stă rău. Spuneam, dacă are posibilitatea cal de 7, nu ne grăbim, ci întâi ne terminăm dezvoltarea. Turnul pe E1. Nebunul dezvoltat, turnul pe D1, după aceea E5-ul merge. Ok. Continuăm partea. Și negru aici a jucat E5. Știm că dacă ar fi jucat D5 după E5, era avantaj pentru alb. Da. Nu avea problema decât să treacă cu dama pe flancul ăsta și să câștige. Era singura problemă. Și singura grijă a lui este să-și apere pionul din D4 preventiv, să scoată nebunul, turn pe D1, nebun B1, să creeze slăbiciuni, slăbiciune. Și apoi să treacă cu dama eventual la un G6, dama E3, dama H6, să treacă cu dama pe cum. Și apoi H4, H5. Sau cal G5. Îmi scrie în carte. Așa, în care carte? Sigur, e o vorbă. Ok. Cum vă spuneam, la un turn E8 sau turn C8 urmează E5.
Este clar. Spuneam de ce, pentru că nu are cald de 7, deci nu are rost să mai... Așa. Și negru a jucat E5. Deci iată prima întrebare. Cumva o să observați în partidele jucate Costache. Costache Mihnea, de fapt, e și campion mondial de juniori. Acum un an, nu? Sau acum un an și ceva? Când ești? Acum un an. Anul trecut. Anul trecut. Anul trecut un an. Deci putem să spunem acum un an, că e anul trecut. Deci ești campion mondial de juniori. În toamnă. Junior de toamnă, junior de primăvară. De junior. Da. Nu contează în toamnă, în netoamnă. Deci, ei preferau, ei preferau sistemul ăsta de apărare. Eu le-am dat să joace o poziție contra centrului, așa cu E6 de 6, și cam toți preferau să împingă pionul în E5. Deci chiar dacă suferă, cumva preferau să împingă pionul în E5, să nu apuce albul să împingă E5, să-i facă mat. Uh-huh. Deci și Costachi prefera asta, și Sekereș, era și Toma Radu Cristian, iarăși foarte deci, bun băiatul. Deci ideea este de a bloca centrul, exact. și de a-l bloca astfel încât să închid din mutare aici. Pentru că am văzut că și de 5 blochează centrul, da. Doar că permite această avansă. E 5 care înlătură calul din fesa. Și urmează să vedem acum cum joc albul, nu? La... Aici, în mod normal, sunt două continuări. Continuarea de 5, părerea mea, că este cea mai logică. Deși jucătorii de E4 nu joacă de 5. Asta am constatat. Și de aici ar trebui să, punctarea de 5 în jocul albului se mută pe flancul damei. Se mută pe flancul damei, exact, exact. La, și probabil acolo, că cal de 2. Ne fiind obișnuiți cu această idee, le este greu să schimbe flancul. Și atunci jucătorii de 4, deci aceasta este o mutare, mai ales mutarea de 5 este bună când negru are și o slăbiciune, A6 sau B6. Mergem, e îngrozitoare, da. O să vă arăt planul în care albul bate N5, D5, D5. Și albul joacă H3 pentru a nu permite nebun G4. Principala... Deci Shermek Drazen, care Drazen, da. E mare maestru. Shermek Drazen, da, da. Jucător de 2600 era. Aici are un pic mai puțin. E un jucător de 2600. Deci croat, el a preferat să Sloven. Bată, da. Da. El joacă numai siciliana cu C3. Shermek H3 este împotriva... Mutării nebun G4. Care ar lupta indirect pentru câmpul de 4. De cald, da? Da. Acela este singurul câmp de care se poate agăța negru. Da. Iar câmpul albului... tare, ar trebui spus că este de 5, care urmează iar să fie alt avantaj, avampost. Dar avampost alt... Am ajuns la avampost. Iar alt avantaj mare pentru alb este următorul. Negru nu are loc de damă. Deci ăsta este un avantaj imens. Albul are damă E2, nebun D3, va juca turn D1, scoate nebunul și turn C1. Dama din D8 nu are câmpuri. Unde dezvolți damă? Damă C7, poți să vin cu cald B5. Damă B8, nu prea un câmp, că nu e clar ce face, pentru că albul la un moment dat va juca nebun C4 și va ataca pionul din F7, eventual cu cal G5. Va veni cu turn D1, cu nebun E3 și dama din B8 ce va face? Cum va scoate turnul din A8? Nu, că rocada nu se poate, adică să vină dama B8, turn C8, poate așa. Rocada la damei... Damă C7, turn D8, la dama C7, cal B5. Da, știu. Și nu-i dau voie. Deci, atenție mare! Într-o poziție care pare destul posibil de... Posibil să meargă și cal D5. Da, e posibil și cal D5, calea D5, pionia D5, să iau pionul din E5. Uh-huh. Corect. Deci, trebuie să ne uităm și la probleme de genul acesta. Deci, problema damei din D8, care nu găsește un câmp bun. Putem să ne uităm, să vedem dacă avem un comentariu. Așa repede? Comentarii? S-au ce să comentăm? Toți. Ce nu să... spune nimeni nimic. De la diagrama cea cu greșeala mea. Toți și ascultă... Nu. Ok. Da. Nu mă întreb. S-a jucat turne 8, slăbește un pic și F7-le, nebune 3 ca să controleze cât mai bine câmpul D4, nebune 6 încercând să controleze nebun C4 și cal G5, turn de 1 contra damei și negrul aici, fiind un jucător având un elo, da. Deși un jucător de 2170 nu e chiar foarte ușor de bătut, știi, de atâtea ori. Da. Nu este chiar așa, da, da, da. Doar aici, domnul Ferrari, bine, nume de mașină, așa, nu avea legătură. Și nu mașină germană, nu? Mașină germană, da. Degeaba, deci a jucat probabil mult prea repede, fiind Ferrari, a jucat o greșeală. Oricum, poziția lui este destul de dificilă, albul amenință nebun C4 sau mult mai... grav amenință cal G5 la nebunul din E6, urmând să vină cu nebun C4 și să creeze slăbiciuni, mai ales pe F7 sau eventual calea E6, pe E6. Poziția albului este de mic avantaj,
Nu este câștigat. Sper că n-a jucat Nebun B3. A, ba da, bineînțeles. L-ai ghicit. Nebun B3. S-a dus să atace o piesă. Este ceva tipic. E ceva clar, și nu? Și juniorilor, în general. Albul a jucat Nebun C2 și a realizat un atac prin descoperire și un și atac dublu. Da. Exact, cu nebunul. Așa. Și negru a jucat mutarea cal de 4, pentru că nu poate nici damă B6, pentru că nebunia B6 e suficient. Se vede, da, că damă B6 nu prea merge. Da, da, nu știu dacă se vede, eu prima oară nu văzusem. Și m-am gândit la damă B6 și după aia am văzut nebunia 3 și e foarte simplu. Ok, deci cal de 4 a încercat o lovitură complicată. Poate speră să nu pierdă toată o piesă întreagă, ci doar un pion, nu? Exact, exact. Calea de 4... La nebunia... Calea la C2. La nebunia C2, calea la C2, C2 și am câștigat o piesă. Ionia la D4. Turnia. Turnia la D4. Damă B6. Cred că aici mutarea... un atac dublu? Unde? Prin descoperire? Unde? 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 Păi, nu știu, mi-i întrebi pe... Nu. Te întrebi pe tine. Pe mine? Păi da, trebuie să-i întrebăm pe... Întreabă-i cei care se uită. Da. Ce mutare a făcut albul? O mutare, cea mai bună mutare, nu? Din poziție. Ia stai să văd, interesant. Ah, ok, mulțumesc. Fica mea de 9 luni? Wow! Știe șah la 9 luni? Când îi tai emoțul să-i dea fetei mele, i-am dat să aleagă piese de șah. Nu mai știu dacă a ales piesa de șah, deși am băgat-o în față. Nu știu dacă a ales-o. Da, da, răspunsurile voastre... Oana, Catrinel, Raluca, Andrei, sunt răspunsuri corecte. Doar că albul nu a jucat așa. A, deci asta era mutarea pe care... Aceasta nu trebuia neapărat. Pur și simplu nu a vrut să joace mutarea turn B4, care era o mutare ușor câștigătoare. Prefera să joace turn D2. Care pare... Pentru că oricum negru nu poate să-și mai apere... Ba da, mai poate să-și apere nebunul cu damă E6. Exact, damă E6. Și-a schimbat nebun. Oare de ce? I-a plăcut încheierea partidei mult mai frumoasă. I-a plăcut ca mutarea E5 să fie decisivă. Pentru că după E5 a prins calul din F6. Da. Și probabil că s-a gândit dacă adversarul lui tot l-a deranjat atât de tare și nu l-a lăsat să împingă pionul pe E5, că a jucat E5, s-a gândit că ar fi momentul ca să facă mutarea câștigătoare să fie E5. Și mai este ceva. Mutarea turn B4 este foarte frumoasă, doar că se schimbă un pic, se dezechilibrează piesele pe tablă. Adică dispare o damă, dar dispar... Despar și niște piese de nebunia atac. Nebunia B4, nebunia B6. AB6 și... AB6, nebun B3. Trebuie să iei în B3. Oricum câștigă destul de ușor. Câștigă destul de ușor. Da. Dar a preferat pentru frumusețea ideii de a juca E5. Și foarte simplu, da. Foarte simplu, foarte simplu a jucat. Simplu. Da, turn de 2, dame 6, schimb E5. Și... Și albul Ferrari a cedat? Ferrari a mers cu viteză la depou, la garaj. N-a mai avut ce să facă, deoarece a pierde calul din F6. Și rămâne cu o piesă cinstită în minus. Nu are nici măcar un pion, nimic. Deci, asta a fost, acesta a fost exemplul pe care mi l-am arătat, bineînțeles. Și celor care spuneam eu că sunt români și așa că lor le-a plăcut așa de mult, încât toți preferau să bată N5 și să joace, deși Toma Radu Cristian, el este singurul care a preferat să împingă D5. Deci el, fiind jucător, jucând și D4 și este, a preferat să joace D5. Îmi place să joace pe timpul, da. Da, da, da. Deci aceasta... A fost o partidă simplă în care se vede negru împingând de 5. Vă spuneam, sunt două idei. Alb, pentru alb, să bată ne 5 să încerce să joace împotriva damei din D8 sau să împingă de 5 să joace pe flancul dam. Aș avea o vorbă de spus. Încă o vorbă să mai spun. Încă o vorbă să mai spun. Da. E foarte interesant când joci cu centru, că trebuie să-ți sprijini centru cu mutări de gen A3 și H3. A3 a fost ca să prevenim cal B4, care ne-ar fi schimbat nebunul de albe. Da. Și H3 ca să prevenim schimbarea celui calului din F3, cu nebun G4. E mutările... interesant că centrul se ține cu pionii de pe margine. Eu văd așa, deja văd o poză, ceva legat de, nu știu, arhitectură, vedere în spațiu. Poate ar fi magie, stă așa și ține ceva în centru. Da, exact. În aer. Nu, ideea este că mutările, deci conform regulilor, mutările de pion sunt admise, deci cele care ajută la construirea centrului, care apără centrul și cele care sunt în strânsă legătură cu centrul. Deci astea sunt în strânsă, mutările aici, cum A3, H3 au avut, mai ales H3, au fost în strânsă legătură cu lupta pentru centru, pentru că nu permitea nebun G4 să slăbească
Da, tocmai Cuplul de asta cinci. ziceam, da. Da. Dar e interesant așa, ca idee. Să trecem la următoarea, pentru că Avem timpul ceva trece. Comentarii? Nu. Sigur? Da. Nu Deci, sunt sigură. Trebuie să verifici, te rog. Nu. Dar pot să fac ceva? Uite. Ok. Mergem Aha. mai departe. Deci am avut dreptate. Da, bravo. Ok. O să mai vedeți repede două partide scurte, după care trecem la jucătorii români. De Visocin tot de atac. Spartac este... Visokin Spartac cu celălalt, din, trebuie să știți. Moldova, nu? Nu, nu, nu. Nu. Al confund cu altcineva. Nu, nu, Visokin, ba da, juca în România în general, dar este ceva Ucraina, rus, Aha, ceva, okay. nu știe română mm-hmm. niciun cuvânt. Decât mm-hmm. Nicia, poate. Nicia. Da. Ok. Deci s-a jucat E4, E6, adversarului D4, B6. Deci, iată, dintr-o dată negru l-a cedat la lupta pentru centru. Cal F3, nebun B7. Visokin Spartac, am jucat cu el. Mi-a jucat Siciliana cu CTR, am făcut remiz, avea 2599 avea. Deci wow. n-a ajuns la 2600. Nici nu cred că a ajuns, cred că s-a oprit la 2599. A avut un pic de ghinion, cred. I-a lipsit un punct. Ok. Dar altfel știa să-și pună piesele. C5, C3 și apără centru. Și aici joacă cu un Dama E2. Jucător foarte puternic, 1766. Asta este, n-are ce să facă. Trebuie să joace. Important este să vedeți cum se dezvoltă piesele. Cal BD2, deci acesta un exemplu rapid, iarăși de atac din partea albului. Deci am pus alea, pe urmă partidele, am zis încă două partide care sunt importante, așa ca sistem de atac, E5. Deci necunoamă nefiind... să-i blocheze albului această idee. Da, chiar lăsându-l cu cal de 7, deci aici vreau să explic ceva care e destul de important. După bătaie pe D4, la rocadă, dacă împingeți E5, trebuie să vă gândiți mereu la posibilitatea aceasta. Cal de 7 cu ideea cal C5. Câmpul C5 este liber. În momentul în care pionul se află în C5, albul își permite să joace, după rocadă, să joace E5 din prima. Întrucât după D5, D5, spuneam că mutarea cal de 7 e cea care dă speranțe negrului. Problema e că nu mai are câmpul C5. Ca să deranjeze nebunul de alb. Deci nu mai are mutarea cal C5. Împotriva pionului din E5, dar nu Știu, are da, nu mai are, nu mai are contrajoc cu cal C5, nebuna 6, deci câmpul de 3. Deci asta trebuie, de asta este un lucru mai finuț așa, în care în momentul în care se află pionul în C5, putem să ne permitem să ne jucăm E5. A jucat cal E4, deoarece trebuie să treacă. O să vedeți ideea de atac. Asta este destul de important. Să nu mai zic că este foarte important, că toate mi se fac foarte important. Deci, 1. Faptul că n-ajungem C5 ne permite să jucăm E5. 2. Cum dăm atacul acum când acest nebun ne deranjează și, evident, nu putem să jucăm dama E4 cu atac dublu, pentru că mută el primul și ne ia dama. Atunci, cum se duce atacul? Simplu. Cale 4. Apoi trebuie să ne protejăm acest pion din nou cu nebun F4 și atacul se duce cu cal FG5 și dama H5. Ca să deci, eliberăm drumul damei. Da, să eliberăm drumul damei. Dar exact. Piesele, adică ne aducem... nu începem cu direct cu... Da, 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 nu știu, H4 sau mai știu și eu ce minun, da. Nebun F4. Cale 4, negru cal C6, albul apărare. Nebun F4, dorește să aducă turnurile. Și să-și apere pionul din E5. Să-și apere pionul din E5. Da, mă, C7 sau C8. Așa, stați o clipă. Cred că chiar am, deci asta am cred că am intrat, cred că am intrat într-un comentariu. Deci a jucat cal BD2. Ce se întâmplă dacă negru nu făcea rocada și juca cal BD7? Se pregătea să dea probabil E5. Deci am să spus joace că el un E5 ca să blocheze centru. Deci E5 s-a jucat și negru a jucat cal E8. Mai slab decât cal D7. Așa cum ai spus și la emisiunea trecută. Da. Cal E4, deci atacul s-a dus la fel, cum spuneam, cu cal E4 și bine, negru a jucat pe măsura eloului, nebun F4. Bine, adevărul este că în momentul în care nu deschizi drumuri coloane, ți se pare ca negru, jucând că reușești negru, să aperi mai bine. Parcă nu e așa de evident pe unde ar intra adversarul să te atace. Albul da? Își protejează pionul din E5 și pregătește cal G5. Încetișor, încetișor. Da. A jucat... D5. Nu spunem ce se întâmplă la D5, cal G5. Intră cu cal H7 la H6. Și ia turnul. Imparabil. Da. D5, D5. A6. Prefer să nu comentez. Probabil, zic și eu așa, probabil turnul A7 să scoată turnul. Turn D1. Și-a adus turnul pe coloană. Turnul A7.
cum am ghicit. Mai prezis. Cal FG5, pregătește. Dar vedeți că albul, deși a jucat cu un jucător slab, nu a pornit din prima. Cal G5, cal nu știu. Întâi și-a așezat. Și-a apărat pionul din E5. A jucat de fapt, ideea este că turn la de 1. Gen H6 ne retrage cu calul pe H3 ca să permitem invazia cu dama. Poate și cal H7. Că la regia H7 avem cal de 6 șah dama. Da. Cred că mutarea cal G5 deja amenință calea H7. Deja e câștigătoare. Deja amenință la un... Asta îmi spuneam așa. G6 a jucat. De ce? Pentru că presupunem așa la o mutare de genul acesta. Urmează calea H7, regia H7, cal F6, șah dublu, rege H8 și cred că mutarea dam H5 este tipică. Ar trebui să câștige, da. Este tipică. Da, așa. Da. Deci există aceste amenințări de atac. Negru a jucat G6, a realizat că se întâmplă și albul H4. Nimic neobișnuit până aici. Și negru în momentul ăsta a luat decizia să-și scoată și calul din B8, albul H5. Uh-huh. Ce dorește cu H5? Dorește să ia în G6, HG6, damă G4, damă H4, damă H7 mat. Simplu. Și negru s-a gândit că... Lasă, uite, am pus nebuna 8, bătaie, damă G4. Aha, ok. Erau. Pusese. E bine pregătit. Da. Și negru s-a gândit că o deschidere a jocului este favorabilă părții mai slab dezvoltate. Nu, regula spune foarte clar, deschiderea jocului este favorabilă întotdeauna părții mai bine dezvoltate. Albul este mult mai bine dezvoltat, negru este și stabil la rege, are un turn a 7 slab, damă în cioc nu face nimic, cal în E8. Deci deschiderea jocului și tocmai și asupra regelui. Și partida a mai continuat, cum se zice, nebun E5, nebun G5, cal G5, F6, s-a gândit că își va recupera... Asta e ceea ce văzuse negru, că această furculiță își recuperează piesa. Își recuperează piesa, da, da. Bine, câștigă și cal H7 și HG6 și Visokin a jucat cel mai bine, a jucat calea la E6, ca să ia eventual și F8. La damă ia E6, după nebun C4, are iarăși joc bun. Deci calea la E6, feia la E5, calea F8, regia F8, dama e E5 și negru s-a simțit dator să cedeze pentru că amenință dama H8, amenință HG6. Deci asta și a fost... Are și o calitate. Și are și o calitate și este și sub atac. Deci da. Asta a fost iarăși doar de reținut când de pionul în C5 se poate împinge E5 destul de repede. Și după aia trebuie proteja pionul din E5 care ajută la atac cu nebun F4 și cal N4, cal FG5, urmând să invadăm cu dama. Deci este un simplu exemplu pentru a vă deschide un pic imaginea cum se atacă. Să trecem repede la următoarea. Comentarii, ce nu? Putem să vedem. Iarăși comentarii? Da. Nu sunt comentarii. Da, da, trebuie să... De ce nu cal de 6? De ce nu ce de 6? Nu, cal de 6. La H6 aveam cal H7 atunci. Da. Sau H6 preventiv. Nu știu, nu putem să vedem în direct când văd tabla, da, nu putem să vedem chat. Aceasta e o problemă, că altfel am răspunde în direct. Calul în D6 în loc de F6, da? Da, în loc de cal G5, deci că calul N4, probabil cal D6. Dar e mai bine să deschidem atacul, da, este pe o partea idee. Regelui și eventual... Este o idee și de a pune calul în D6 la un moment dat, dacă negru se apără suficient de bine la rege, dar aici el se prăbușește în mod normal, deoarece albul atacă cu foarte multe piese. Albul atacă un cal în E4, cal în F3, nebunul de 3, pionul în E5 și dama care trece. Foarte. Și nebunul de negru. Da. Și acum, repede la următoarea, o partidă de a lui Grivas. Grivas, ce pot să spun despre el? Este bun ca antrenor. Grivas, în general, știe foarte multe lucruri. Ca jucător, mare maestru, oricum a depășit 2500 și am și jucat cu el, am făcut remiză de mult la o Balcaniadă, a jucat pentru reprezentativa Greciei. Și jucător destul de bun, știe mult mai multe decât joacă, decât aplică, da. Uh-huh. Poate că așa e și în cazul meu. Acum mai de mult aplicam mai mult decât știam. Okay. Posibil? Da. Ok, s-a jucat nebune 7, cal de 2. Prima întrebare, care credeți că ar fi mutarea corectă a negrului aici? Aici chiar aștept un răspuns. Ok. Care credeți că minut, ar două? Fi mutarea... Nu, așa de mult, la un minut ce facem? Un minut. 7 secunde?
Hai Se să vede jucăm în tabla? secundă. Se vede tabla, se vede cu o pată neagră, probabil, de la ăsta. Ia să ștergem pata. Gata. Catrinul, Oana, Rocada Mică. Așa, altcineva? Aștept și alte Altcineva? răspunsuri. Altcineva a zis A6, Raluca a spus D5, Andrei a spus Rocada Mică. Cristi, Cale 4. cale 4, întrebare. Cale Faci 4. Pierde sacrificii? o piesă. Faci sacrificii? Sau cale 4 semnul întrebării? Cred că trebuiau două semne de întrebare la cale 4. Sau 3. Deci până acum, acestea sunt răspunsurile? A, Dumitru Matei a răspuns și el. Da. Deci până acum avem doi câștigători, să zicem. Da. Da. Dumitru Matei și cu Raluca. Deci, atenție mare, dacă vorbim despre centru, deci oameni buni, dacă vorbim despre centru, Nu cedarea, lăsați. nu lăsați să ocupe centru. Ideea albului este să împingă, obișnuiți-vă să gândiți așa, albul vrea să împingă E4. După E4, albul știe, pune nebun de 3, face o rocadă mică, pregătește E5 și va câștiga. Până acum nu putea, pentru că nu avea pionul susținut. Exact, deci până aici Până nu acolo putea. era Poate a jucat posibil. nebun E5 cu ideea E4, dar uite că După n-a nebun putut. E7 Putea nu să, a putut. după nebun E7 nu a putut, Acum amenință. cal de 2 amenință E4, deci nu lăsați, pentru că, ia uitați negru ce a făcut, a jucat B6. Gata, suficientă greșeală. D5 este răspunsul corect. Nu lăsați adversarul să ocupe centru. Dacă va ști, vă va mânca cu totul. Ok. B6, E4. D6, deci iată negru. Și acum urmează să scoate nebunul pe poziția tradițională, nu? Exact, nebun de 3. Da. Deci deja nici nu mai considerăm absolut Îi dăm natural. înainte, nu? Îi dăm înainte, dăm pe înainte. Rocadă, rocadă, Dăm dama E2. înainte. Foarte simplu. Simplu. Simplu și la idee. Aici, partida asta am vrut să vă arăt pentru că este pe ideea, spuneam, când nebunul este în C1 sau în altă parte, jucăm E5, încercăm să venim cu dama E4, dama G4. Când nebunul este în G5, încercăm să venim cu dama E4, dama H4. Și o să vedem aici, Dacă negru a putem. jucat C5. Eu am Da, spus putem. încercăm. Da. Deci. Ia, putem să-i întrebăm ce mutare trebuie să fac albul? Nu. Pentru că sunt mai multe mutări posibile. Mutarea normală este C3. C3, asta Mutarea vreau să normală, zic. dar s-a jucat de AC5. Mutare foarte interesantă. Pentru Care o că variant cedează aparent centrul. cedează centru. Acum negru avea alegere să joace, să bată cu pionul D sau să bată cu pionul B. Sfatul ar fi să bată totuși cu pionul Pionul B. B. Chiar dacă după E5 probabil că și-a închipuit că va sta mai rău strategic, pionul ăsta e slab ceva, dar măcar nu e amat imediat. Deci stă mai slab strategic, stă albul un pic mai Dar bine. calul din F6 nu este alungat de pe poziția de apărare. Da, Cam exact, asta e calul ideea, apără nu? destul de bine, dar albul nu mai are așa forță, neavând un pion în E5. Și negru, evident că s-a gândit că să bată cu D-ul, să nu stea strategic rău, să primească Să mate aibă repede. pionii ăia frumoși, A7, B6, C5, nu? Exact. Albul a jucat turn de 1, trebuie să vă obișnuiți să puneți turnurile împotriva damei de obicei, plus că este o coloană deschisă, iar piesele grele stau pe coloană Și să nu vă deschisă. grăbiți să dați E5 în orice condiție, nu? Exact. Cal C6, E5 acum. Da. Și pentru că și-a dat seama că poate să treacă cu dama E4. Aha, pentru că s-a închis S-a diagonala închis negrului din diagonal. B7, Da. deci negru nu este prea atent. Putea să-și face calul în altă parte. Unde? Pe D7. Tot este dificil. Tot la un moment dat, și la un moment dat poate să se decidă la un cal de 7 după E5 ce joci. Cal. Cale Cale 8, 8. nebun F4 să nu-l schimb și trec iarăși cu cale 4, Cal cal FG5. FG5 și dama H5 pe modelul Deci, trecut. Deci sunt modele. De obicei, jucătorii foarte buni au modele, au structuri tipice și modele de gândire. Ei știu. Când vine așa, vin pe un E5 și imediat nebun F4, cal G5. Asta e motivul pentru care jucătorii foarte buni joacă foarte bine și blitz, chiar dacă nu fac un antrenament special, ci pe bază de cunoștință. Și când ai cunoștințe și știi unde trebuie să stea piesele, este foarte ușor. Ok. Cal C6, E5. La orice cal D5, dama E4. La orice cal de 7, dama E4 și la G6, nebun H6, acum nu merge dama H4, pionul din E5 este un pic cam neapărat. Deci cal de 7 oricum era o idee, iar la negru a jucat cale 8, gândindu-se că apără bine flancul regelui. Și albul dama E4,
G6 singură. Și dama H4, asta spuneam că e ideea când nebunul este în G5, ajunge dama H4, făcând presiune pe nebunul din E7, iar la orice nebun G5, cal G5, aduce un cal. Ideea albului acum ar fi să joace cale 4, eventual, cred că poți deși cal F6 șah și să câștige imediat. Ok. Da. Negru a jucat mutarea cal G7, care este o mutare normală. Am văzut mulți jucători, mai ales la Blitz și astea, jucând cal G7 cu ideea să vină cu calul în F5 și zicând, mi-am apărat totul. Exact, da, da, da. Deci asta ar fi... Stai că am pus arbitru să sună. Ok. Albo a venit cu cale 4. Deja turnul care la un moment dat părea nepericulos începe să se uite urât la dama din D8. Asta e, turnurile nu se uită frumos. Ok. Da. Și negru a zis cal F5, normal. Nu? Da. Și a urmat cal F6 șah. Cea mai bună nebunia F6. Nebunia F5. Este și dama atacată. Și negru s-a simțit dator să cedeze, întrucât după nebunia G5 urmează calea G5. Dama rămâne în priză, dama din H7. Deci, iată, iar dacă sistemul... luptă dama, e luăm F6, dama H6 și la revedere. Luăm F6, da. Și câștigă imediat. Deci, iată cum mutarea cal G7, cal F5 nu apără suficient regele. Iată cum atacul se... Iată cum se duce atacul cu nebunul G5, dama E4, dama H4. Și cu pionul care nu se grăbește să-l pună nici. Deci asta a fost o altă partidă care mi s-a părut destul de important ca să vă arăt. Pentru că acestea sunt un pic mai avansate. Deci așa am luat cumva un pic crescendul la început, pui pionea și împingi și după aia cumva mai avansate. Sunt foarte bine legate, vrem nu vrem, de puterea pionului din E5, pe care am făcut-o înainte. Uh-huh. Vrem nu vrem, asta e. Face parte din viața șahului. Vrem, vrem. Să trecem la partide jucate de jucătorii români, Salim Riza, Costache Mihnea. Acum. Amândoi, acum ceva timp în urmă, amândoi oricum erau... Aproape 6 ani. De atunci știu. Deci gândește-te că deci Costache, care a ieșit anul trecut, a ieșit campion mondial la, cât, la 16, cred. Cam așa, ca la 16, nu cred că la 14, la 16. Știa, deci făcusem aceste lecții despre centru, puterea pionului din E5 ceva, din 2009. Deci acesta era într-un cantonament. Salim Riza, iarăși un jucător foarte hotărât așa, a ieșit pe locul 3-4 la egalitate, un campionat național, cu că 2 ani înainte, cred că a luat medalie, dar nu știu dacă a fost primul sau al doilea, la junior mai mici. Și după aia un jucător foarte periculos, Riza, foarte hotărât. Ok. Au jucat poziția dată de mine în cantonament, deci le-am dat poziția următoare. Cu pionul în H3, așa putea să ajungă acolo. Și poziția, cred că pe aici pe undeva a fost. Nebun de 3 știau, instantaneu nu era o problemă, rocadă. Dama E2. Dama E2, întrebare, mutarea dama E2 este bună? Are cineva vreo întrebare? Nu întrebare. Ia stai să vedem. Cristi a zis cale 4, cel înainte. Oana a zis un E5, Oana a spus H5, probabil pentru negru la un moment dat s-a gândit să joace negru în H5, care era slăbit. Dar revenim aici. Ce dama E2 este bună sau nu? Ce părere aveți? Poate să spună cineva ce crede despre mutarea dama E2? 30 de secunde. În 30 de secunde se joacă o partidă. Doar tu poți să joci o partidă în 30 de secunde. Sunt mai mulți. Oana Catrinel spune că nu este bună. Da, de ce? Poate să spună cineva de ce nu este bună? Ce rapid este Matei. Matei? Wow, stai că a și scris. Deci nici nu mă uitam. Cuvinte, nu doar manevre. Sper că nu și-a făcut un Word și de acolo doar ia Ctrl-C, Ctrl-V. Exact. Pentru că prea repede. Și Dragoș a răspuns bine. Știe Dragoșel. Dragoș Vișenescu trebuie să știe. Și drept pentru care a arătat că știe. Așa. Deci, într-adevăr, răspunsul este că mutarea damei 2 nu este bună. Motivul, uite, Dumitru Matei care scrie, se pare că are viteză mare la scris. Motivul este că urmează cal B4
cu ideea B6 și nebuna 6. Și dăm master în E2. Dar să urmărim pe viitorul campion mondial, atunci, văzând de atunci. Deci atunci trebuie să fie un nou an. Da, și știa asta, le învățase. Da. Da. Și a jucat, cal B4 era mutarea corectă, a jucat B6. Vai cât de s-a gândit, întâi să joace B6, poate urmează rocadă mică și după aia vine cal B4 și Riza a jucat A3, nu? Și Riza a jucat A3. Da, da, nu merge. Riza cred că și-a adus aminte și a zis, ah, bine că A3. Și acum s-a gândit Mihnea, ce s-a gândit? E5, normal, nu vreau să mă las făcut mat. A spus, nu vreau să mă împing de E5 să mă facă mat. Și a jucat E5. Riza, D5, pentru că fiind jucător, slab, ar fi fost foarte deci acum puternic. D5 este ucigător. Da. Da. Dar i-a luat în E5. Ia, Riza, D5 este o mutare foarte bună, pentru că are flancul la slab. A luat în E5 pentru că Riza e jucător de E4. Și automat, a văzut partida în care exact, a exact. A luat. Are și H3-ul. Deci s-a gândit că e util. Da, pregătit pentru... Rocadă. Cal D7, a început Costachi, cal D7, problema este că lasă câmpul D5 foarte slab. În aer, da. Turn D1. Și juca și... Nebun C5, încearcă să controleze câmpul D4, deci nu... Nebun E3. Foarte bine. Nebun B7. Joc profilactic, nu? B4, nu știu ce să spun. Nebun C4 probabil că era simplu, da, destul de distrugător, dar nu are câmpul bun. B4, nebune 3, damă e 3, A6, ca să nu împingă, nu știu ce, B5 nu-mi dau seama, și în poziția asta o mutare precum nebun C4, așezarea nebunului pe această diagonală cu atac la F7, coloana D, poziția slabă a damei, ar trebui să dea avantaj decisiv. Deci cu câmpul de 5. Deci cu cal de 5, care da, sare da, da. Plus nebunul care se uită 5. Foarte urât. Deci asta este o poziție de... În mod normal, în mâna unui jucător puternic, aici avantaj decisiv. Albul a preferat să joace cam i-a dur pe flanc. I-a creat contrajoc negru. Da. I-a dat și câmpul C5 de cal. Exact. Și... A bătut. A jucat cal de 4. Mihnea, fiind el era un jucător mai agresiv. Mm-hmm. Nu voia să joace bătaie în B5, nebun B5 și să aibă probleme pe acolo. Și este jucător mai agresiv. Bătaie. A dat un pion, dar a sperat să obțină contrajoc. Uh-huh. Așa. Cal D5 era mutare așteptată de el, dar urma cal B3, drept pentru care a urmat nebun C2. Bătaie în B5, calea B5. Dama H4, încearcă să pescuiască pe aici, prin apetul bun. Apetul bun, da. Da. Dama H4, F3. Alb își menține pionul în plus, negru tot pescuiește. Da, pescuiește în ape tulburi, mi se pare că până la urmă a pescuit bine în partida asta. Da? Da, 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 da. Deci aici calea la E4 era o mutare destul de bună. Dar a jucat G6, cal D6, cale 6, dama 3, dama 6 și o mutare ca E5 era o mutare excelentă. Deci ia, nu uitați în decursul exact, nu uitați în decursul partidei că un pion pus pe E5 chiar și mai târziu este și partida albul a jucat prea la siguranță și Costache imediat a venit. Ia uite, imediat a sărit cu turnul, a folosit coloana ca trambulină. Da. Exact. Așa, a jucat turn de 5, s-a gândit să dea înapoi pionul, ceea ce nu e o decizie bună. Turna de 1 trebuie, turn de 5, bătaie, damă de 5, s-a gândit damă B6, s-a gândit că face ceva cu asta, dar este un pic slăbit la rege. Se vede, da. Și a urmat cal F4, cale 4, F5 în cal, cal F6 șah, bătaie, damă de 2. Și acum în partidă s-a jucat damă G5, care este slabă. Din cauza lui? Întrebăm? Nu, damă G5. Nu, întrebarea era care era mutarea corectă a albului prin care scăpa și făcea remiză. De fapt nu are șah. Albul. Cine? Albul nu are șah. Albul are o singură mutare, în schimb, cu care scapă. Dacă cineva vede mutarea albului, vă rog să o spună. Ați avut probleme cu serverul? Aha, doamna Petruță Angel. Da, problema cu serverul, cred că totul a fost... Da, poate a fost ceva cu internetul de acolo sau ceva, pentru că
cred că a mers ok. Dama e6 ne ia. Dama e6 șah, urmează calea e6. Ca să nu mai zic și dama g2 mat. Adică... A, nu, dama e6 șah. Ai văzut? De aia. Da. Cred că eu am văzut o mutare. Raluca. Primesc puncte? Fii atentă, a văzut Raluca. Ah. Da, într-adevăr. Calculează deci aici... bine, Raluca, se vede că a lucrat. Da, într-adevăr, mutarea... Stai să văd. Cum... Vorba ta, stai să văd, Dumitru Matei. Asta așteptam, adică și am zis... Am găsit. Ia. Uh-huh. Și... Cine? Probabil, dama la E7. Dama E7 urmează dama G2 mat. Deci turna 2, turna 2 și turna 2 Raluca, da, Costin și cu... Așa. Ok, deci într-adevăr mutarea turna 2, turna deci 2, de nu fapt, disperați. Pentru a, calul din F4 e vulnerabil și da. Apare un motiv de atac dublu. Dar exact. Trebuie să atragem regele într-o poziție exact. De atac. Deci și aici vă dați seama că deci, Riza, a jucat, Riza a jucat dama G5 și a urmat cale 2. Nu cal H3. Dar pui pe tablă, că nu cred că până acum, până acum, dar vreau să vă spun că s-a terminat partida. Deci în momentul în care ești psihologic din ce în ce te prăbușești, a mai făcut și o gafă aici. A avut impresia că e net pierdut, a jucat asta. Și Costache suficient de șmecher cale 2 șah, n-a vrut să joace calea H3 cumva, că de ce să da, dea cal. Exact, de ce să dea cal. Exact. Și aici mutarea corectă era turna 2, se apără în G2, dama ia 2, deci nu disperați, căutați întotdeauna soluțiile și dama C7 cu atac dublu. Și se joacă în final egal de 3 se la joacă 3, în final dama egal. C3 pion contra dama exact, C3. Exact, care este remiză. Și mai departe, iată, aceasta a fost partida între, cum ați văzut, negru a avut mari probleme, a câștigat până la urmă doar așa, din energie. A câștigat, dar poziția a fost dificilă pentru negru. În mod normal, la un joc exact din partea albului ar fi fost aici da, Costache cu albul. A, aceeași poziție. Da, aceeași poziție, Costache deja cu albul, pentru că jucau odată cu albul, odată cu negru. Salim Riza... Nu-i plăcea să fie atacat drept pentru care s-a hotărât să joace E5 înainte de acum, de înainte de orice să nu existe riscul, mai ales că era diferența între Riza, jucător pozițional, și Mihnea Costache, un jucător foarte agresiv în joc. Și atunci, în joc, nu că altfel e băiat așa foarte bun și liniște și la lucruri. Ok, E5, D5 într-adevăr, dar... Și Mihnea juca E4, acum mai joacă, cred că mai joacă D4, nu sunt sigur, dar E4 era mutarea lui de pază. Dama E2, rocadă, B6, aproape zici că au jucat la fel, nu? A3, stai chiar, nu merge cal B4, poate cale E5. Da. Și la B6 s-a gândit cal B4, hai să pună A3, să intre în poziția. Nebun B7, aproape a jucat la fel, nu? Nebune 3, n-a jucat, nu a jucat turn de 1, cum a fost partida dintre... Practic, turn de 1 e o mutare destul de ok. Turn de 1. Și la nebune 3 a urmat cal de 7, la fel, turn de 1, nebun F6. Deci iată întărire. Pe 5, venit pe iată întărire. Exact. Nebun F6. După care a urmat, aici mutarea nebun C4, iarăși. Încă nu aveau experiență, erau destul de mici, cât aveau 9 ani. Nu sunt aveau... de aceeași vârstă. Da. Și nebunul pe diagonală, câmpul D5, și plus controlez câmpul D4 să nu pună cal D4. Deci Riza a pus nebun F6 să poată să pună cal D4. Și aș ca nebun F6 este un schimb cam neinspirat. De obicei jucătorii când se tem de jucători foarte agresivi, se gândesc că dacă schimbă piesele, poate vor face ceva, dar nu este un schimb justificat. Păi, nebună din B7. Cel agresiv nu era Riza. Cel agresiv era Mihnea. Atunci de nu are o explicație. Riza ar fi putut să facă, mi se părea normal. Mai ales că nebunul e nebunul de albe, e o forță foarte importantă în atacul albei. Da. Să zicem că totuși s-ar slăbi controlul damă pe campul de 5, uite, nu? Uite, găsește loc de damă cu ocazia asta. Ceea ce este o treabă bună. Turn de 8, B4, cal F8, încearcă să vină la câmpul. Aici mutarea cal de 5 era. Cal de 5, asta spunem că era, dar totuși odată cu dispariția nebunilor de alb... Știu, dar prezența unui nebun care atacă în F7 e totdeauna binevenit. E adevărat. Când am avantaj de spațiu, bine să am și piesă. Bun. Și sunt acum cal de 5 amenință B5 și turn C7. Să stai și pe linia 7. Da. A jucat B5 din prima, parcă l-a copiat.
Și cal de patru. Cal de patru. Și după care partida s-a complicat și Riza a jucat turnea de 5. Wow. Aproape că n-avea altceva. Și a jucat poziția asta, după care a ajuns să cale 6. A schimbat cale 6 și a ținut pionul și n-a fost suficient de tehnic. Costache era să-și piardă partida. Calul în C5 stă bine, i-a dat șah. A dat repede înapoi calitatea. Uh-huh. Pentru că nu știe exact unde se ducă și intra turnul pe linia a doua, poate. Regele este destul de slab. Și asta a fost soluția. Să dea înapoi și a rămas într-un final în care așa a jucat F6, Riza și-a propus remisă, într-un final în care negrul are ceva avantaj. Deci în finalul ăsta negru are avantaj. Se vede că... Bine, pentru ei trebuie să le spunem doar atât. Negru are avantaj pentru că are turn și nebun contra turn și cal și sunt multe coloane deschise. Turnul poate veni să atace pionii la un moment dat. Nebunul e foarte activ, iar asta permite să ne activizăm regele. Asta e unul dintre marile. Eu spuneam că prezența unei piese active, cum ar fi nebunul, dă viteză regelui. Așa spuneam, da, exact. Dă viteză regelui. Deci se permite regele să vină foarte repede spre centru, în timp ce ăsta are probleme. Regele din B2 nu se poate apropia. Turnul din C2 trebuie să păzească mereu pionul din F2 și eventual intrări de tur. Dar ce trebuie să reținem este că nu e bine să schimbi piese, nu? Când ai centru. Da, da, da. Când ai avantaj pe centru sau ceva, nu este bine să schimbi piese decât dacă chiar într-adevăr câștigi ceva din schimbul ăla. A jucat parcă prea pozițional Costache în partida asta. Da, și nu e tipul lui de a juca pozițional. Cred că asta l-a și Costa de a ajuns să stea mai rău. Și a jucat Riza și au schimbat pălăriile între ei, am impresia. Aici. Riza a făcut un sacrificiu tot pozițional turnul ăla de 5. Da, da, e adevărat. Dar, bun. A jucat bine. Cum a jucat Riza. Da, Riza e un jucător interesant, da. Ok. Ok. Avem vreun comentariu? Și apoi bănesc că nu trecem la vasați. Da. Dar trebuie să trecem pe urmă să vă arăt, puteți să stați și voi, să vă uitați o ultimă partidă în structura Carlsbad, ceva cu rocada mare, un plan de al negrului. Asta cu centru, mai erau două partide, dar nu avem când să le mai punem, jucate de Sechereș, deci au fost cumva meci aceeași poziție, au jucat-o Costache cu Riza, cu Riza, Riza Costache, Sechereș cu Toma Radu Cristian, Toma Radu Cristian cu Sechereș. De fapt, Toma Radu Cristian, cum spunea Marin Victora, și este cel care la dezlegări este întotdeauna primul, fără nicio șansă pentru ceilalți. Spunea că 20 de minute sau nu știu cât, termină tot și gata, deci e foarte bun. Multiplu campion la dezlegări. Da, da, campion național, da. A ieșit și la șah normal. Cred că anul trecut a pierdut penultima sau antepenultima, nu știu, a pierdut partida. Conducea, cred că, la un moment dat. Nu, el joacă bine tot timpul pentru medaliat sau... Deci, iar o partidă era interesantă a lor, că el a jucat de 5. Deci aia e singura chestie pe care poate le arăt. După aia, deși vreau să trecem... După aceea poate să vă arăt acea partidă și o să trecem la un alt capitol. Și pentru data viitoare. Da, pentru data viitoare. Exemple cu alte da. Partide ale juniorilor. Da, corect, corect. Da? Și după aia aș vrea să trecem de la centru, deși ar mai fi un pic de un centru cu G6. În caz că negru stă cu G6, se joacă un pic altfel și să vedeți cum se joacă și pe flancul. Stai să punem camera pe noi. Așa. Și să vedeți cum se joacă și pe flancul damei. În momentul, deci cu centru se poate juca pe flancul regelui și se poate juca și pe flancul damei. Pe flancul damei, mai ales când pionul nu se împinge la E5 și pionul se împinge la D5. Stai okay. Și mai strâmbă camera, sau sunt eu strâmb aici. Stai strâmb, dar judeci drept. Da. Mergem la exemplu, mă rog, la partida avansaților. Mergem la partida avansaților. O să caut acum, da. Ok, deci deja am pus poziția. Revenim, stai să nu apăs. Pe 2 de mix? Da, o să revenim imediat. Dacă nu avem comentarii. Cineva are un comentariu, nu are niciun comentariu. Ok. Și revenim, acum ne dedublăm un pic, acum revenim la altă poziție.
la structura Carlsbad, care înseamnă aceasta. Deci, gambitul damei este o deschidere extrem de sănătoasă pentru negru. Chiar se denumea regina deschiderilor, jucată aproape în toate campionatele mondiale. Din câte știu, se juca gambitul damei sau diverse variante asemănătoare de gambitul damei, uneori chiar și din nimzo mici, exact, dar ca structuri, de extrem de important. O să vedeți, și din carocan se ajunge în structură de tipul acesta. Și astea am mai arătat. C6, H3. Deci planul de aici e tratat cu cal bec E2 și rocada mare. Ideea albului este să nu facă rocadă mică, ci să joace rocadă mare, să joace G4, să împingă pionii, să deschidă coloane și să facă mat pe regele negru. Uh-huh. Și negru încearcă același lucru. Când se face o rocadă mică, rocadă mare, totul este o viteză la un moment dat de a deschide coloane asupra regelui advers. Dacă se deschide o coloană aici, dispar acești doi pioni, e o tragedie pentru negru. Dacă dispar acești doi pioni, e o tragedie pentru altă. Deci, scopul e să deschidem coloană. Negru a jucat A5, am mai văzut data trecută, și aici rege B1. În poziția asta era cotată de teorie, era considerată că mutarea A4 este slabă, pentru că după calia A4, dama A5, cal C3, B5, vine cal C1 și apără în A2. Știu că asta am spus și data trecută, nu? Da, 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 exact. De fapt, cu teoria considera că A4 nu era așa de bun, așa pentru de că bun. E calul pe E2, pentru că dacă ar fi fost pe în F3, nu mai putea să vină în C1 să apere, exact. Și era poziție slabă pentru alb. Era mult mai, da. Adică rocada albă ar fi fost mai vulnerabilă. Planul negrului ar fi să împingă A3, după care să deschidă jocul cu C5. A4 însă pot să vă spun că cu siguranță e o mutare extrem de periculoasă, iar faptul că ia în A4 și deschide o coloană pentru un pion nu este în favoarea albului. Da, nu este în favoarea albului. Pentru că acest pion va suferi foarte mult. Da, aici acolo s-a jucat greșit cal 6 la D7 și a schimbat nebunii de negru. A fost partida jucată de Istrățescu cu albul, care a reușit să blocheze cu A3, să vină cu un cal în C5 și cu calul ăsta în B4. Uh-huh. Spuneam că probabil mutarea corectă este cal 8 la D7, cal B6. Ai spus că cronologic s-a fi întâmplat invers partidele, nu? Adică? Păi am fost o partidă din 82 în care negru joacă acest plan. Da, da, nu, dar albul nu a luat. Deci albul nu a luat, adică nu a luat albul pentru că negru a jucat B5. Era considerat atunci în comentariul partidei, se spunea că A4 e o mutare slabă. Am înțeles. Problema e că nu... Că asta e partida. Nu. Problema este că mutarea A4 de fapt nu e slabă și că sfatul meu în general pentru cei care joacă așa ceva cu negru e să joace A4, să nu le pese de pion. Chiar m-am uitat cu Ciprian Comșa, care a jucat o poziție de genul ăsta. Așa, și aici n-a jucat cal de 7, a jucat pur și simplu, a jucat B4. Cal de 2 și a jucat nebun de 7. Cu ideea să joace C5 sau să pună turn C8, C5 și nebun A4. Și este foarte greu de jucat. Sau chiar B3. Mai este o mutare dificilă. B3 și vine și turnul 2. Sau turn B8. Urmat de B3. Sunt multe planuri. Da. Exact. Deci, atât de multe planuri. Deci poziția asta este foarte greu de apărat cu albul. Adică chiar așa jucat în B4 și nebun de 7, turn C8 sau turn B8 urmat de B3. Ok. Deci revenim la poziția asta. Spassky, pe vremea aceea, era campion mondial? În 92? Nu era, sigur, că pierduse. Nu mai era. Pierduse de mult și la Fischer pierduse și în 82 cred că era Karpov cu... Karpov cu... pierduse titlul. Știu, era Karpov cu Kasparov să luptau în perioada aceea. Da, deja 80. Da. Trecuse și era lui Cortina. Și, deci A5, rege B1, ideea să ia și el a jucat B5. Spassky cu Hulak. Krunoslav Hulak este un jucător croat, un mare monstru croat. Destul de bunicel. G4, albul a încercat să dea atacul. A4. Ce amenință A4? În principiu, aș putea spune că amenință dama A5, urmat de B4, B3. El a reușit la timp să joace cal G3, întrucât s-a gândit că la mutarea B4 o să pună cal A4 și o să reziste cu B3. Mm-hmm. Negru a jucat
negru putea să joace dama a 5, iar acum singura mutare bună pentru alb, negru amenință B4 în cal și B3, pentru că dă un pion, dar n-are nicio importanță dacă deschide coloanele asupra regelui advers. Deci să vă obișnuiți să dați pionul ăștia. Pionul ăștia sunt niște trădători. Deci ăștia dacă ar dispărea de aici și aș avea loc pentru turnuri, ar fi dezastru pentru alb. Da. Așa. Revenim la poziție și a jucat cal G3 și a jucat A3. Deci scopul mutării B5 fusese doar să împingă pionul să ajungă până pe A3. Ceea ce putea fi făcut fără a juca mutarea B5. Uh-huh. A3, B3. Cum se joacă poziția asta? Negru se străduiește să împingă C5 și să deschidă coloana C. A urmat dama A5. Turn G1. Se pregătește de cal F5 și se bată cu cheu, dacă se urmează nebunia F5, se deschide o coloană spre regele negru. Uh-huh. Rege H8, mutare bună, fuge cu regele de pe coloana G care se va deschide. Cale 2, a venit cu calul să împiedice C5, nebun de 7, are nevoie probabil de ajutoare pentru a putea să joace C5. Și o mențiune că cred că foarte mulți ar fi fost tentați să joace B4, lucru care ar fi închis atacul negru. Da, da, da. Deci, într-adevăr, mutarea B4 nu folosește. Mutarea de bază trebuie să fie C5. Pentru că după B4 nu mai e atac. Da, tot trebuie să spar cu C5 și tot. Da, dacă blochezi pe câmpul C5 e rău, pentru că aceasta este o coloană semideschisă. Putem să punem pe tablă, nu? Deci dacă negru s-ar fi grăbit, ar fi făcut o mutare de mers înapoi, înainte cu pionii, da? Cala 4, nu mai merge spargerea C5, da, rămâne pionul pe C6 înapoiat și albul se fortifică în spatele acestui pion. Și aceasta este o coloană, o să vedeți la capitolul coloană, e o coloană semideschisă, un pion înapoi pe o coloană semideschisă, este o slăbiciune și aceasta este un avampost. Iar negru nu mai are practic. Negru nu are, iar albul pe urmă ar continua să atace și ar câștiga. Deci pur și simplu mutarea B4 este de fapt foarte slabă. Rege H8, am spus, cale 2, nebun de 7, cal F5. Nebunia F5 elimină calul, care poate ar fi amenințat, nu știu, cale 7, nebunia F6. Uh-huh. De nebunul de alb s-a gândit că nu are așa mare nevoie de nebunul de alb cât de nebunul de negru ca să împingă C5. Da. A luat în F5. Interesant era nebunia F5 ca să țină câmpul C8. Deci asta era o mutare bună. Da, 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 da. Da. Uh-huh. Aceasta era mutarea corectă. El a pornit pe ideea, am deschis joc eu, coloană, exact, deschid o coloană. Turn C8, să împingă C5. Și asta s-a gândit că vine cal F4. Așa, care presează, ce face, s-a gândit. Păi presează nebunia F6, calea de 5, dacă vrei să muți. Da. Da. Dacă vreau să muți. Dacă vrei să muți C5. Cal de 7 și apăra calul din F6. Și pregătește C5. Se gândea că la C5 poate joacă nebunia F6, nebunia F6, calea de 5, deși tot urmează cea de 4 și e o problemă că n-am calul din D5, nu am calea F6 șah, că e regele H8. Da. Dar și-a mai adus piese în joc, cal de 7, și albul a jucat dama E2, sperând că prin presiunea pe care o face cu dama și cu nebunul pe pionul din B5, să poată să împiedice mutarea C5. Pare că vrea niște idei cu cal H5, sper la un moment dat să poată să împingă chiar F6, să-și deschide și el drumul. Da, probabil că ar fi singura, dar se gândește că ținând presiune pe pionul din... și scoate și dama de pe coloana C care va sta. Da. Negru s-a lăsat foarte impresionat de presiunea asta și a jucat C5. Mutare bună, deci partidă jucată la interzonal, deci importantă. Importantă, da. Calificări pentru campionatele mondiale, pentru meciurile candidaților. La nebunia B5 urma un cale 4 și câmpul C3 se vede că pare destul de slăbit. O idee. Nu? Așa. Câmpul C3 este slăbit. Este slăbit datorită pionului din A3. Deci nebunia. De ea C5, calea C5. Fusese acum, dacă încearcă, nebunia F6. Dacă încearcă să ia pionul din D5 cu nebunia. Păi așa a încercat. Aha, okay. Nebunia F6, nebunia F6 și calea D5. Asta a fost toată ideea lui. S-a gândit că ia pionul și încearcă să țină. Ei, nebunul ăsta de aici are o diagonală puternică și regele ăsta nu se simte în siguranță. Și a urmat cala 4. Ups. O mutare frumoasă. La calea F6, iată, și regele preventiv a jucat rege H8, care elimină foarte multe calea F6 șah. Da. Exact, calea F6 șah. Și singura mutare care trebuie analizată este beia la A4. Beia la A4. În parte nu s-a jucat beia la A4.
BA la 4, deci după BA 4, BA 4 este foarte greu să poți să stabilizezi regele care este plin de câmpuri, adică are câmpul B1. Și singura mutare corectă e un nebun C4, dar după turn E la D8, nu, practic nu se mai poate apăra. Nu știu, vine unde trebuie să vină dama. Cred că a venit turnia de 5 și dama C3 la un Nu, moment dat. ideea e să vedem ce se va cu calea la F6, nu? Calea la F6? Nu știu. Dacă după calea la F6... Stai să văd și... Mă uit să văd cum e cel mai bine după calea F6. Turn de 1, turn de 1, dama C3, nu. Și la turn B8 șah. Bun, este unica mutare, este nebun B3, nu? Pentru că la rege A1, dama E5 este mat, nu? Sau dama C3. La rege C1, dama C3, la Sau rege dama C2, C3. turn B2. Deci nebun B3. Nebun Și cred B3. că aici îmi iau ambele piese. Pot să-și Cred dau că și dama F5 și dama F5 șah și dama dama F6, F6, da. după care îmi iau nebun și câștig. Da. Da, oricum, se vede într-adevăr că deschiderea Nu, e mare e bună, dar foarte... asta mi se pare varianta critică, pentru că dacă nu merge să-ți ia calul, atunci calul triumfă pe A4, nu amenință Nu, calul amenință calci C3, nu, s-a transformat tot într-o... Uite ce s-a cal jucat, s-a jucat B2. turn C1. S-a transformat tot într-un cal C3, așa, cal C3, turn C3, ca să păstreze În poziția cu nebun de culori nebun diferite, de culori diferite. Deci în asta care este... se știe că cel care este în atac are o piesă în plus. Da, motivul este că nebunul acesta nu poate fi contraatacat de nebunul, dar niciodată nu se poate așeza undeva pe câmpuri negre Nu să-l poate fi anihileze. blocat, dar nu Da, poate nu fi poate fi schimbat, anihilat. anihilat, Exact. Și contracarat. atunci trecând pe lângă, în final e adevărat, asta e remiză, dacă se schimbă piesele grele. Da, Dar chiar și finalurile unele cu piese, sunt da, dar de tipul tare. ăsta, da, nu ai nicio forță. Dar cu piesele grele, cu piesele grele, atacul la rege, se spune că cel care atacă are o piesă în plus. Cam asta este. Turn C3, turn D1, nu vrea turnia C3, dama C3, dama B4. Și uite cum, deci câștigă incredibil asta. Acum am impresia că Amenință turnia la amenință turnia la B3. B3, de fapt. Așa că e forțat să joace nebun C2, să se apere în B3. Nu este foarte convenabil turnia C3, dama C3, amenință pe urmă turn C8 Aici și și dama dama 1 1, mat. da. Nebun C2, turnia E3. Wow. O mini combinație. Bazată pe Bazată pe faptul că că regele e la, blocat da, acolo, feia în E3, dama F1. C3. Da. La feia E3, dama C3, cum spuneam. Dama D2, turn C3 înapoi. Albul încearcă disperat să schimbe damele. Da, Atenție, da. nu schimbați damele. Dacă schimbați damele, șansele de remiză cresc. Turne 1, schimbe turn, turnie 1, dama E1. Atunci la E1 rămâne Nu merge turnia B3, că e mat. că e mat, da. Cred că tot mutarea H6. Deci la dama E1 a jucat H6. Își face ieșire de rege. Deci păstrează în continuare. Important pentru... Deci atenție. Negrul vrea să pună dama pe câmpuri negre, după care câștigă. Iar albul trebuie să-l împiedice. Ce a făcut Este albul? Deci foarte odată... estetic în nebunul din C2, care ar vrea și el să atace pe H7 și ar dori ca acel pion din F5 să lipsească Trădătorul. trădătorile, da. Bine, ar fi jucat G6, rege G7 atunci. Dacă Dar măcar lipsea. ar fi fost un nebun Na, exact. semi-activ. În momentul acesta, acel nebun e mort în C2. H6, ieșire de rege, nu uitați, cu foarte mulți am spus mat pe linia 8. Turne 1, de ce? Trebuie să controleze. Deci, albul ce trebuie să facă? Trebuie să controleze așa. Când Trebuie să vede controleze pătrundere ale... câmpul E5, D4 și C3. Deci, el trebuie să controleze toată această diagonală. Dacă dama va ajunge pe diagonală, e pierdut. Cu trompeta. Și a pus turne 1. Și l-a jucat rege H7 și a zis, bine, ia și mută. Problema este Trebuie că să mute câte un pion, nu? turnul, dacă muți undeva pe coloana D, urmează turnia B3 șah și ți-a dama din E1. Că e neapărată. Dacă muți damă dama și pierzi controlul s-ar pe putea să E5. pierzi controlul, păi depinde, și pe E5, dar poți să pierzi controlul și pe C3. Poate urma turnia C2 și dama C3. Ok, să vedem până unde a mutat dama E2. La turnia C2 are dama ea C2. Da. Deci a calculat că totul merge.
Și negru a jucat turneul H3. Am luat un pion. Amenință dama C3. Amenință dama C3, exact. Dama E1 înapoi. Acum cu dama C5 cuprinde toate. Câmpul E5. D4 și C3. D4 și C3. Și albul trebuie să stea așa cu piesele și să păzească tot. D4 sau ce? Să păzească tot. Și a jucat rege C1. Ce să joace? F4. După care intră în Sulzwang. Da, da, cred că intră în Sulzwang. După F4 face o mutare de turn. Da, poți să joc turne 3. Da. Turne 3, da. Și a jucat rege C1. Unică. Unică. Și aici a venit sfârșitul. Da? Da. I-a luat în B3 și a jucat A2? Nu trebuie să spui. Da, și aici, în sfârșit, deci s-a gândit că n-are altă mutare utilă și a zis mutare utilă rege C1. Dar iată că nici rege C1 nu a fost utilă, pentru că a urmat turnia B3. Forțat pionia B3, A2 și a cedat, întrucât la rege D2, bănuiesc că îi dă nebun C3, nebunia, ia și ăsta. Și amenință damă și să-l facă mat. Deci asta a fost partida dintre... Da, mi-a plăcut spectaculoasă. Spectaculoasă partida, așa. Spassky, momentele mele bune. Spassky, da, 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 când încă juca foarte, foarte puternic. Și să mai pun încă o dată ce? Diagrama la sfârșit. Adică aceasta, nu uitați, aceasta este poziția pe care v-a rămas să vă uitați voi peste ea dacă reușiți să faceți ceva cu negru. Deci aceasta este o poziție foarte interesantă și greoaie. Deci, concluzia, cumva la cei avansați am terminat cu structura Carlsbad, cam toate sistemele, o să fac după ce se termină campionatele astea doar un gen recapitulare pe scurt și o să trecem mai departe. La ce? Lasă, nu mai calcula diagrama. Nu mai calcula diagrama. Bun. Așa, la, deci să fac din nou anunțul. Care era anunțul? Îl faci tu? Nu. De ce? Te pici mai bine la anunțuri decât mine. Deci anunțul era că eu plecând la campionatele naționale de juniori și foarte mulți dintre juniorii care se uită aici fiind la campionatele naționale, săptămâna viitoare nu va avea loc lecția de la ora 18:30, deci săptămâna viitoare se sare peste. Urmând să ne vedem peste 2 săptămâni. Ideea ar fi să vă aduc niște exemple chiar de la jucate de juniori acolo, astea exemple pozitive și exemple negative, referitor la ceea ce am făcut până acum în șah, adică rapiditate în dezvoltare. O să caut ceva partide în care unii reușesc prin rapiditate în dezvoltare, alții nu reușesc, alții joacă prost când au rapiditate în dezvoltare și nu se descurcă. Pionul din E5. Pionul din E5, centru. Și structura Carlsbad. Structura Carlsbad, de asta mai de la cei mai avansați. Da. Da, da, da. Probabil că Andrei Dola nu o să joace structura Carlsbad. De jucători și Tomici, probabil, și de tipul ăsta. Și Dumitru Matei. Așteptăm și de la el câteva Carlsbaduri de succes. Deci, cu aceasta lecția noastră de... Ia să vedem dacă avem... O oră, uite, e acolo, e acolo, e acolo, e acolo. Da. Dragoș, da, spune că săptămâna viitoare nu se face, fiindcă sunt naționalele, într-adevăr. Deci ne vedem... Ne vedem la naționale. Deci, cu alte cuvinte, cu cei care sunt juniori și sunt aici, ca să zic așa, pot să fac cu ei la naționale. Ne vedem acolo, la campionatele naționale. Și să vă spun celor care merg la naționale, mult succes, baftă, încredere și încercați să aplicați ce ați învățat. Și cam asta, deci... Ne vedem peste 2 săptămâni. Până atunci, 2 săptămâni frumoase. Și vreme frumoasă. Da, chiar. Ok. La revedere. La revedere.